Viceprim-ministrul României, Kelemen Hunor, s-a aflat joi, 16 decembrie, într-o vizită de lucru în județul Satu Mare, alături de președintele Consiliului Județean Satu Mare, Potoki Ciobo, prefectul județului, Orfoter Tomaș, și de primarul municipiului Satu Mare, Kereshkei Nigabor. Vicepremierul a vizitat clădirea viitoarei secții de neurologie, finanțată din fonduri guvernamentale și județene. Noua secție de neurologie va funcționa într-o clădire nouă, aflată în curtea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, fiind o construcție modulară cu parteri și două nivele, cu peste 2100 de metri pătrați. Va fi dotată cu 75 de paturi, dintre care 10 vor fi destinate secției de terapie intensivă pentru pacienții cu AVC, informează biroul de presă al Consiliului Județean Satu Mare. Am spus întotdeauna că cele mai importante investiții sunt în sănătate și educație. Mă bucură să văd la Satu Mare un parteneriat reușit între administrația centrală și administrația locală, care a dat naștere unui astfel de proiect vital pentru comunitate. Majoritatea spitalelor sunt mai bine gospodărite în mâinile autorităților locale. Un exemplu fericit fiind și cel de la Satu Mare. Mă bucură grija pe care o acordați sătmărenilor prin construirea acestui nou corp de clădire, care va deservi mii de pacienți care se pot afla la limita dintre viață și moarte, a declarat Kelemen Hunor, vicepremierul României. Infrastructura este nouă și modernă, atât în ceea ce privește spațiile, cât și circuitele medicale asigurate. Prima secție de neurologie a Spitalului Municipal a fost înființată în anul 1974 și iată că după 47 de ani se va încheia calvarul transportării pacienților cu ambulanța între clădirile spitalului, iar prin serviciile medicale oferite cu noua aparatură sperăm să reducem la jumătate mortalitatea cazurilor de AVC. Această nouă clădire construită pentru secția de neurologie vine în completarea unui proces mai amplu de revitalizare a sistemului medical sătmărean, care a inclus și secțiile de urologie și anestezie și terapie intensivă, care recent au fost complet reabilitate, a afirmat președintele Consiliului Județean Satu Mare, Potoki Ciobo. Deputatul Radu Cristescu a vorbit în conferința de presă de joi, 16 decembrie, despre măsurile luate de Partidul Social Democrat în ceea ce privește creșterea pensiilor, salariilor și alocațiilor. Acest lucru a fost posibil pentru că PSD a condiționat intrarea sa la guvernare prin pachetul social, una dintre cererile social-democraților. Partidul Social Democrat a inițiat acest pachet social cu care a intrat la guvernare. L-a impus, ca să fiu mai explicit. Acesta a fost o condiție impusă de PSD pentru a intra la guvernare și este vorba de acest pachet social pentru copii, pentru bătrâni, pentru salariați, pentru pensionari. Ne ținem de cuvânt, într-un cuvânt să zic așa, facem ce am promis. Cresc alocațiile, crește punctul de pensie, crește salariul minim, românii cu cele mai mici venituri sunt sprijiniți să facă față scumpirilor masive, în special al energiei. Creșterea alocațiilor pentru copii, începând cu luna ianuarie, vor beneficia 3,6 milioane de copii. Alocația va fi de 600 de lei pentru copii cu vârsta cuprinsă de la 0 la 2 ani, sau de până la 18 ani în cauza copilului cu handicap. 243 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani. 2. Creșterea pensiei minime cu 25%. De la 800 de lei la 1000 de lei. Astfel vor beneficia de această majorare 1,3 milioane de pensionari. 3. Creșterea punctului de pensie cu 10%, adică de la 1442 la 1586. De această măsură vor beneficia 3,7 milioane de pensionari. 4. Din 2023, valoarea punctului de pensie se majorează cu rata medie anuală a inflației plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut potrivit datelor INS. 5. Acordarea unei indemnizații suplimentare a 13-a. În ianuarie,
pentru persoane cu dizabilități, indiferent de veniturile acestora. Deputatul a mai menționat faptul că săptămâna viitoare va intra în dezbatere bugetul pentru anul 2022, astfel că majorările se vor aplica încă din luna ianuarie, deoarece bugetul va fi gata în timp util. Vestea bună care vreau să vă dau este că săptămâna viitoare va intra în dezbatere și bugetul, astfel că atunci vom intra din ianuarie în plină forță. Anul trecut știți foarte bine că s-a aprobat bugetul pe undeva prin mai. Ați auzit în România, indiferent de guvernul care a fost, dacă a fost PNL, dacă a fost PNL-ul, SR-ul, DMR, nu cred că ați auzit vorbindu-se de creșteri, sau chiar dacă s-a vorbit de creșteri, s-a vorbit de creșteri când o să avem bani. Tot timpul știți că au susținut că nu sunt bani. Iată că a trebuit să vină Partidul Social Democrat la guvernare ca să fie bani. Doar Partidul Social Democrat nu i-a dus de acasă sau de la partid. Acești bani existau. Nu vreau să pun la îndoială una credința celor care au guvernat. Mai degrabă cred că este vorba de incompetență. În cea de-a doua parte a conferinței, acesta a ținut să menționeze câteva date concrete despre corupția din primăria Satu Mare. Administrația Fondului pentru Mediu, AFM, a suplimentat bugetele programelor Rabla Classic și Rabla Plus cu câte 300 de milioane de lei fiecare. Sumele vor fi utilizate în acest an doar pentru asigurarea fondurilor necesare aprobării dosarelor de acceptare depuse de solicitanții persoane juridice în cadrul sesiunilor încheiate în data de 2 decembrie. AFM urmează să evalueze integral toate cererile de finanțare respective. Sumele neutilizate vor putea fi puse la dispoziție pentru noi înscrieri în cadrul programelor în sesiunile ce vor fi lansate în anul 2022. Președintele AFM, Laurent Arpad-Philippe, a menționat că în următoarea perioadă vor fi publicate informații importante despre reluarea programelor Rabla și Rabla Plus față de anii precedenți prin modificările aduse programelor Rabla Classic și Rabla Plus în 2021. A fost creată posibilitatea ca lansarea în anul următor a sesiunilor de depunere a cererilor de acceptare de către persoanele juridice și de înscriere a persoanelor fizice să nu mai fie condiționate din momentul aprobării bugetului fondului pentru mediu, în măsura în care disponibilitățile financiare permit acest lucru. În cadrul programului Rabla Classic 2021 au fost publicate în această săptămână pe site-ul AFM 195 de dosare acceptate pentru 329 de autovehicule, iar în cadrul programului Rabla Plus 2021 au fost publicate 796 de dosare acceptate pentru 1235 de autovehicule electrice, 940 pur electrice și 295 electrice hibride și două motociclete electrice. Ministrul Finanțelor Adrian Căciu a declarat că legea bugetului va fi publicată astăzi în transparență decizională, iar duminică și luni guvernul urmează să aprobe atât proiectul de lege cât și legea plafoanelor și legea asigurărilor sociale. Nu va fi un buget de mare cheltuieli. Va trebui să ne încadrăm în deficitul pe care ni l-am propus, a spus președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a anunțat că a vorbit cu premierul Nicolae Ciucă pe bugetul pe 2022. Despre impozitul pe cifra de afaceri a companiilor, președintelui nu îi se pare nici necesar, nici util și nici corect. Deocamdată am spus, s-a spus și se respectă că nu vor fi majorate taxe și impozite și nu vor fi introduse altele noi. Mie personal acest impozit, suprataxarea, nu mi se pare nici necesar, nici util, nici corect, ca să mă exprim foarte clar. Dar evident, în coaliție se vor discuta aceste chestiuni. Fapt este că acum nu se introduce așa ceva. Deci n-are rost să umflăm o temă care a fost o temă de discuție în coaliție, fără să fie aplicată practic. Pe de altă parte, în discuțiile cu liderii coaliției, eu am subliniat foarte clar că trebuie să respectăm cadrul macro la care ne-am angajat. Trebuie să scădem deficitul, trebuie să facem reforme structurale și trebuie să ne apucăm să facem reformele care sunt stabilite prin PNRR. Deci, atenție, nu sunt propuse, sunt stabilite. Noi ne-am angajat, noi, România, ne-am angajat să facem aceste reforme și le vom face. Primul draft al acestui buget
nu va fi un buget de mare cheltuială, fiindcă dacă vrem să ne încadrăm în deficitul pe care ni l-am propus și vrem, va fi nevoie de un buget foarte realist. Am discutat în câteva rânduri cu premierul despre acest lucru și este cel puțin la nivel de guvern foarte clar că bugetul trebuie să fie unul realist, clar și bine fundamentat. Copiii de la Centrul Multifuncțional Alter Ego au fost în vizită la Fundația Hans Linder, Satu Mare. Vizita le-a adus multe bucurii, deoarece au fost organizate ateliere de olărit, gastronomie și lucru manual. Astfel, cei mici au avut de ales într-o multitudine de activități, în funcție de preferințele fiecăruia. Activitățile s-au derulat pentru a veni în întâmpinarea sărbătorii Crăciunului, care se apropie cu pași repezi, astfel că au încălzit sufletele celor mici, pentru că l-așteaptă pe moșul cu toții. Atelierele de olărit le-au oferit tuturor copiilor posibilitatea să modeleze vase din lut, dar și să se joace cu această materie primă, după bunul plac și propria imaginație. Cele mai multe obiecte confecționate au fost ulcioare de mici dimensiuni, prilej cu care cei mici au învățat cum să mânuiască ustensilele folosite de olari în procesul modelării lutului. Atelierele de olărit preferate de băieți, iar cele de gastronomie alese de fetițe. Astfel, cei mai mulți dintre participanți la acest atelier au fost băieții, în timp ce la activitățile de artă culinară au preferat să participe doar fetițele. În condiții de maximă igienă, cu halate, bonete și măști, micile domnișoare au învățat diferite rețete de fursecuri, biscuiți, specifice perioadei Crăciunului și turte dulce, fiind îndrumate de bucătărese specializate. Deși nu a fost o muncă ușoară, mânuțele lor dibace au reușit să formeze și să decoreze bucatele preparate în spiritul nașterii Mântuitorului. Satisfacția le-a fost foarte mare când, la finalul zilei, au degustat împreună cu colegii din celelalte ateliere bucatele preparate cu multă implicare, cel mai apreciat desert fiind turta dulce. Vizita la Fundația Hans Linder le-a adus nenumărate bucurii, deoarece coordonatorii atelierelor au avut grijă să-i ajute să pășească într-o lume de poveste, prin acțiunile care le-au stârnit imediat interesul. În aula Colegiului Național Mihai Eminescu din Satu Mare a avut loc pe data de 14 decembrie împodobirea bradului eco și premierea participanților la activitățile Asociației Ecologice și Umanitare, Copacul Vieții. După deschiderea festivă a evenimentului de către Natalia Boloș, director, a urmat evaluarea activităților desfășurate pe parcursul anului 2021 de către Colegiul Național Mihai Eminescu, în parteneriat cu Asociația Copacul Vieții, evaluare făcută de Elisabeta Baker și președintele asociației și totodată fostă elevă a colegiului. Aceasta a scos în evidență aportul substanțial al celor 13 elevi și al familiilor acestora la succesul campaniei de colectare a deșeurilor electrice și electronice, colectând o cantitate importantă de deșeuri, 1020 de kilograme, din care apoi, în urma concursului de idei de proiecte desfășurat la nivelul colegiului, elevii de la Liceul de Arte Aurel Pop au realizat simbolul zonei ecoturistice Magia Someșului de la Odoreu, boarta, specie de pește protejată aflată pe cale de dispariție, specifică ariei protejate Someșul Inferior. A urmat apoi festivitatea de premiere prin acordarea de diplome de merit colegiului, directoarei Natalia Boloș și profesoarei Laura Groza, iar următorilor elevi, pe lângă diplome și vouchere valorice, Bratosin Luca, Mătase Ilea Filip, Mocan Daria, Ortudai Mihai, Roșianu Ada, Feachke Andra, Pap Andrei, Plașin Narcisa, Trela Alexandra, Moros Alexandra, Fozecaș Doro, Groza Horea Andrei și Cazac Beniamin. Concomitent cu preluarea premiilor, elevii au așezat câte un ornament realizat din deșeuri reciclabile pe bradul din ghiveci, special pregătit pentru acest eveniment. Continuă tradiția organizării unei festivități de final de an la secția de judo de la CSM Satu Mare. După luni de muncă, sute de ore de antrenamente, participări la concursuri naționale și internaționale, cucerirea a zeci de medalii și nu numai, la restaurantul Aurora din municipiul Reședință de Județ s-a organizat joi o festivitate în care s-au premiat cele mai bune rezultate. Premiem laureații anului, sportivii care au reușit de-a lungul anului să obțină rezultate importante și cele mai importante și bineînțeles în fiecare clasament și fiecare loc nu are loc toată lumea, doar cei mai buni. În seara aceasta vor fi premiați primii 10 sportivi ai anului
de la judo, cei care au reușit să obțină rezultate importante. Membrii familiei de judo de la CSM Satu Mare au îmbrăcat ieri haine de sărbătoare și au venit la evenimentul care marchează încheierea unui nou an de succes. Ne-am bătunat în țara aceasta după un an foarte greu. Bunea la sărbătoare și anul trecut. Am depărit, ne-am putut aduna din această pandemie care ne-a blocat de denumărat pe o spatecion la multe competiții s-a organizat. Dar în ciuda acestei premugări, mă bucur că suntem împreună și am venit să le aplaudăm pe acești sportivi minunați care chiar merită sucesele noastre și muncesc zi de zi. Antrenorii au centralizat toate rezultatele obținute în 2021, iar pe primul loc s-a clasat Paula Paștiu. Face parte din categoria sportivilor Under 21 din cadrul clubului Sătmărean, iar în cazul în care în curând se încheie, Paula a intrat pe tatami la plus 70 de kilograme. Locul 1 și cel mai bun sportiv în anul 2021 și pentru primirea acestui loc când vine alături de mine pe fondatorul clubului sportiv Fujda Securiți, domnul Fujda Vasile. Pe locul 1, o sportivă care anul acesta a devenit câștigătoare naționale la Andor, Under 23. Locul 3 la campionatul național de U11. Locul 3 la campionatul național de senior. Vicecampioană națională la Cupa României. Vicecampioană națională la campionatul național de Uta la Sor. Și multiple medalii de la alte turnee, Paștiu Paula! A fost multe, multe împliniri, nu mă așteptam la majoritatea, într-un fel te aștepți dacă muncești, te aștepți să câștigi, dar în același timp e emoția aia, mai ales chiar dacă e un meci care ai mai luptat și ai câștigat și știi că trebuie să te bați persoana aia, tot e o emoție, pentru că nu poți să pierzi, știi că ai muncit atât și nu-ți permiți să pierzi și am fost așa, mai ales când am câștigat la fiecare națională, nu mă așteptam și asta a însemnat totul pentru mine, pentru că știi că munca ta contează, știi că nu a fost degeaba și nu există un sentiment, vă spun sincer, aș vrea ca oricine să încerce. De-aia îmi doresc foarte mult ca toată lumea să practice măcar un sport, să simtă acest lucru, nu există nimic la fel. Care este cel mai valoros rezultat obținut anul acesta? Acesta ar fi la seniori, pentru că deși dacă aș fi luat un loc mai mare la cadeți sau la U23, seniorii sunt cei mai importanți, pentru că ei sunt considerați cei care merg mai departe către europene, mondiale și așa mai departe și atunci acolo ar trebui să ajungem și noi românii ca să putem să ne deplasăm și mai departe unde am dorit să ajungem. Le mulțumesc tuturor pentru că câte au făcut pentru mine și singură nu puteam niciodată să ajung aici și vreau să le mulțumesc pentru absolut tot, mai ales antrenorilor și părinților și sunt atâtea persoane, sincer, atât, le mulțumesc și îmi doresc ca Domnul să fie și mai rău cu mine în continuare ca să apuc cât mai multe rezultate. Antrenorii clubului Sătmărean le transmit sportivilor și părinților multă sănătate, sărbători fericite și le urează tuturor la mulți ani. Deci, în primul rând, îmi doresc ca această pandemie să se finalizeze, să putem participa la competiții și în ceea ce ține de noi, pe plan sportiv, eu zic că avem șanse mari să cucerim mai multe medalii ca anul acesta. Avem sportivi care intră în ultimul an de categoria lor de vârstă și în momentul să confirme. Îmi doresc să organizăm la Satu Mare o finală a unui campion național și să participăm la cât mai multe turnee, cât mai multe turnee și sportivii care fac parte din loturile naționale se confirme și pe plan internațional. Le doresc tuturor sănătate, în primul rând, în aceste vremuri grele și mult succes în anul care vine, pe toate planurile. Banca Națională a României a cotat 1 euro la 4,94 de bani. Dolarul american a fost cotat la 4,37 de bani. Moneda maghiară a fost cotată la 1,33 de bani pentru 100 de forinți.
În timpul nopții, cerul va avea înnorări și se vor semnala precipitații în centrul, estul și sud-estul țării și pe arii mai restrânse în rest. În Transilvania, treptat vor predomina ninsorile. În Oltenia și Muntenia vor fi precipitații mixte, iar în rest mai ales ploi. La munte va ninge. Pe suprafețe mici vor fi condiții de polei. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări în Dobrogea, Moldova, dar și în Carpații meridional și de curbură, unde la altitudini mari rafalele vor depăși 85-95 de km pe oră, iar ninsoarea va fi viscolită. Temperaturile minime se vor încadra între minus 3 și 4 grade. Pe alocuri vor fi condiții de ceață. În timpul zilei, vremea va fi în general închisă în zonele de deal și de munte, unde se vor semnala precipitații, mai ales sub formă de ninsoare. În restul teritoriului, înnororile vor fi temporare, iar precipitațiile mixte pe arii restrânse. Vântul va avea locale intensificări, precădere în est, sud-est și sud-vest, dar mai ales pe crestele Carpaților meridionali, unde rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră, viscolind ninsoarea. Pe alocuri se va depune polei. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 și 9 grade. Izolat vor fi condiții de ceață. În județul Satu Mare, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Local vor cădea precipitații mixte. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări locale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 5 grade, iar cele minime între minus 2 și 0 grade. În județul Maramureș, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Local, în zonele joase, trecător vor cădea precipitații, predominant sub formă de ninsoare, iar la munte, pe arii extinse, va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări locale, îndeoseb în zona montană, unde va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 4 grade, iar cele minime între minus 4 și minus 1 grad. În județul Sălaj, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Local vor cădea precipitații, predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări locale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 4 grade, iar cele minime între minus 3 și 0 grade. În județul Cluj, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Local, în zonele joase, trecător vor cădea precipitații, predominant sub formă de ninsoare, iar la munte, pe arii extinse, va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări locale, îndeoseb în zona montană, unde va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 4 grade, iar cele minime între minus 4 și minus 2 grade.